Se putea orice. E infinit. La 32 de ani eram oricum cel mai bătrân din curtea școlii. Când fiecare zi în care merg la zbor, eu zi în care eu sunt fericit. Petrec foarte mult timp cu mine însumi. Am o relație în ce, în ce mai bună cu mine însumi și îmi place în ce, în ce, mai mult de mine însumi. eram singurul de la tineret care putea merge pe stradă în orice oraș al țării și să fie recunoscut. Deci au zis, hai să-l punem pe băiatul ăsta că știe lumea. În spate, Nico cu Staru și cu Florin. Doar că Staru avea și un geamantan deasupra lui și nu vedea nimic. Politica îți rezolvă jumate din uh, situații dacă ai un reprezentant cunoscut. Spectacolul naturii din cockpit este ceva ce eu îmi doresc să trăiesc toată viața. O, există o poveste în viața mea. Sentimentală. Da, absolut fabuloasă, ceva out of this planet. Ok. Pe care n-am știut să o gestionez. Să o gestionez, da. Dar mai e loc? Mai e, Sau timp? Află imediat. Când te de masculul alfa al grupului, sigur că da, te aștepți să fie restul din jurul lui mai atenți. Dar a fost ok. Doamna, e publică. Aha, <laughs> ia yes. no, no, no. asta, asta mi s-a reproșat, că n-am fost nici o Cred că statistic am supraviețuit unui divorț. Extra Matinal, un podcast DGFM cu Bogdan Ciuclaru. Ca să știi... Atenție, vă vorbește realizatorul. Sunt Bogdan Ciuclaru și acesta este un extra. Invitatul meu de astăzi este Mihai Sturzu. Salut, bine ai venit! Salut, Bogdan, mulțumesc pentru invitație! Dacă o să aveți impresia că eu chiar îl cunosc pe băiatul acesta de undeva, s-ar putea să-l știți. A, poate ați burat cu el la Manșă, B, poate știți de la TV, din emisiunile și din știrile care aveau treabă cu politica de la noi, sau C, poate știți, din uh, showbizul autohton, pentru că a activat ani buni, 18, spuneai mai devreme la radio, în formația HiQ. Bine ai venit, Mihai Sturzu! Bine te găsit! Mulțumesc, Bogdan! Uite, uh, îmi propun să începem discuția de astăzi cu ceea ce în cinematografie s-ar chema contrapunct. Am văzut pe Instagramul tău o imagine în care erai tu alături de Mircea Joana. Și eu zic că e un punct bun de plecare în discuția noastră pentru că E o poză interesantă care vorbește despre decolări și schimbări de destin pentru două persoane care, la un moment dat, au fost în politica de la noi. Așa este. Um, am fost surprins să-l am pasager pe Mircea Joana la un zbor de la, de la Bruxelles, de la Charleroi. Sunt tare uh... curios cum te-ai simțit tu, că, practic, e fostul coleg de partid al tău da? și o persoană extrem de cunoscută. Da. A fost, a fost, interesant pentru că eu eram afară, verificam avionul, pasagerii se îmbarcaseră și când intru un rar mă uit către pasager, când, câte șanse sunt să recunoști pe cineva și una dintre colegele mele vine la mine și spune e un domn pe care sigur îl știu, dar tu îi știi mai bine pe ăștia de la televizor. Aha. Și mă, era, era domnul Joan acolo, m-am dus la salutat, am stat de vorbă cu el, am aterizat la București, a venit, după ce am simpozia de parcare, în fine, am deschis ușile, a venit în cockpit și am făcut o poză cu el, pentru că e adevărat, eu am fost impresionat de faptul că numărul 2 din NATO a zburat cu noi, știi, m-am bucurat, știi, Pate, și am văzut o amintire, da, și m-am bucurat să-l revăd. Ați schimbat și două, trei vorbe despre politică, despre partid? Da, dar nu mai țin minte că s-a întâmplat acum ceva timp, cred că chiar înainte, COVID sau poate ceva genul ăsta. Dar uh, nici eu, nici el nu mai eram deconectat cu politica, nu. M-am schimbat așa, trei uh, vorbe despre viață, în general, nu apropo politică. Apropo de viață, hai să da. vorbim un pic despre tine. 43 de ani, uh, în cele trei secvențe te-am întâlnit, dar aș îndrăzni eu să spun, nu ești genul care să fie avut neîmpliniri profesionale și, din acest motiv, să-și fi căutat uh, mereu o altă provocare. O să spun un secret, care nu e așa un secret, știi? Eu n-am lucrat niciodată în viața mea. Okay. Eu am 43 de ani și sunt un om enervant de norocos care a avut șansa să-și transforme diverse visuri în profesii. Okay. Aveam 16 ani când, împreună cu cel mai bun prieten al meu, colegul meu de bancă din clasa 1, omul pe care îl am din grădiniță, Florin Groza, ne-am făcut o trupă de muzică într-o vară la Brașov. Și am avut un succes cum nu credea nimeni vreodată că vom avea succes. Nici măcar voi? Nici la măcar noi. La momentul în care v-ați apucat? Nici gând. Okay. Țin minte că Florin, am făcut un pariu cu Florin, asta s-a întâmplat foarte, acum foarte mulți ani, uh, el nu a crezut vreodată că vom avea și noi un, o casetă, că prea nu erau CD-uri, casetă cu albumul nostru, în vitrina uh, librăriei Șteu Iosif din Brașov, care era un loc celebru pentru că acolo, când se făcea Cerbul de Aur, acolo se făceau lansări. Deci acela a fost momentul de -a... și confirmarea da. că voi cu uh, acea joacă din copilărie uh, ați ajuns Da, noi am, făcut, noi am făcut lansarea primului nostru album, la o Iosif, în Brașov, la această librărie și Florin a zis că se tunde la chelie și a venit în la lansare, Florin, tai că să-i păgnească o venă în cap, știi? Da, după care povestea cu politica a început cumva legată de muzică. A fost o tranziție așa, știi? Spuneam și în emisiunea de la radio că uh, pentru noi muzica și cei 18, 18 ani de muzică uh, au reprezentat o continuă expunere la viața reală din țara noastră. Adică... Ați călătorit mult, cunoscut oameni. Am cunoscut oameni, am văzut locuri, am văzut oameni din toate spectrele sociale uh, și la un moment dat în viața ta, eu cred că fiecare dintre noi trece printr-un astfel, astfel de moment în viață, uh, când uh, te gândești pe da, oare pot să fac ceva mai mult pentru acești oameni, pentru țara mea? Răspunsul meu a fost că aș putea încerca să fac mai mult. Uh, am ales să intru în politică, a fost o experiență foarte bună pentru mine. Am și făcut câteva chestii de care sunt mândru. Politica uh, era uh, ca profesie cea mai aproape de ceea ce studiasei tu, adică. Eu am studiat jurnalism. Okay. Eu am făcut litere, dar n-am terminat pentru că m-am -am mutat de la Brașov, am început litere la Brașov, după care am reînceput facultatea la București, am terminat jurnalism, deci eu sunt, am făcut jurnalism și aviație. Uh, era, am fost la școală, am fost la. Să, adică nu am vrut să mă duc la politică fără să merg la școală și am fost la, un an de zile am fost la uh, științe politice, frustrant moment pentru mine, pentru că eram deja mai mare decât toți colegii mei, aveam, nu știu să zic, late 20-s, early 30-s, uh, copiii mei erau niște tineri de 19 ani și profesorii nu veneau la școală. Și mă enerva foarte tare faptul că eu mă trezeam de dimineață, mă la cursuri și în cel mai bun caz trimiteau un asistent dacă nu trimitea un mesaj că nu se ține cursul. A fost o experiență proastă pentru mine această încercare de a face științe politice la școală. Am cunoscut câțiva oameni ok, dar nu la cursuri, în afara cursurilor. Uh, și am încercat să studiez în ceea ce pe vremea aia exista în interiorul partidelor mici școli de partid. Celebrele școli de vară? Nu, nu școli de vară. Erau, de exemplu, la partidul... Uh, Ceva pe administrație? Da, erau, uh, se numeau uh, departamentele. Uh, erau un fel de dar chiar așa îi spuneau departamente, tu ce acolo, cunoște oameni ce pei să înveți, știi? Uh, Și am crezut că pot să fac lucruri pentru țara mea. Am și făcut, doar că acolo a durat ceva până să mă prind că e e foarte, cum să spun, foarte greoi procesul, știi, și nu se potrivea cu tânărul de 30 ceva de ani care eram eu acum 10 ani în politică, știi? Cu așteptările pe care da. le aveai tu. Eu credeam că gata, ne apucăm de treabă, facem treabă. E bine, nu e așa. Înainte să trecem la următorul domeniu, cel, cum să zic, care îți oferă și astăzi. Bucuria de astăzi, da. da. împlinirile. Aș vrea să te întreb dacă pentru tine politica e un capitol închis, definitiv. Tind să spun că da. Tind să spun că da. Chiar ieri m-am văzut cu un fost coleg, am mai stat la povești, nu mai știu de 2 ani de zile, nu mă uit la televizor, nu consum știri. Wow. Nu știu, literalmente nu știam cine e prim-ministru acum câteva zile. Dacă mă întreb, nu mai știu niciun ministru. Trebuie să se știri. fi întâmplat ceva cu adevărat important, astfel încât un uh, student la jurnalism să nu mai urmărească, să-mi spună astăzi la un interviu că nu mai urmărește știri. Citesc Twitter, mă interesează mai mult ce se întâmplă în America, mă mir, okay. așa, uh, dar am făcut acest exercițiu, am făcut această cură de 2 ani, după care, într-o seară, am dat drumul la televizor, am făcut așa o trecere în revistă a televiziunilor de știri și erau aceiași oameni, aceeași <laughs> intensitate, același dialog ca acum doi ani. Da, uite, ca... Subiectele erau un pic diferite, dar... Okay. ok, și astăzi te găsim pilot de aeronavă, ba mai mult decât atât și aici vreau să-ți dau această veste că m-am gândit la tine ca partener de discuție în momentul în care am văzut că ai ajuns comandant de aeronavă și mi-a plăcut felul în care ai semnalizat tot acest lucru, adică nu te-ai ferit deloc de a spune cât se poate de clar și de răspicat că e o împlinire pentru tine, că ai vrut să ajungi aici și că ai bifat. Că a atins acest nivel este uh, pentru mine uite că avem timp pe un podcast avem nu, timp, nu tot mai tot tot. stăm presați ca la radio uh, eu sunt născut în 3 octombrie 1979 eu aveam 10 ani la revoluție uh, eu am trăit primii 10 ani din viața mea într-o țară cel puțin la noi la Brașov nu știu cum erau poate că zona asta Timișoara, -am fost Arad am departe eu eram la așa, Târgoviște e, exact. unde noi am făcut revoluția cu finalizare De <laughs> adevărat Um, dar eu am crescut într-o țară în care nu aveai voie să ai pașaport. Nu exista aceast, acest concept în lumea mea, da. A preadolescentului din mine, al posibilității ca într-o bună zi să mă duc să văd, nu știu, o capitală cum ar fi Parisul da, sau să, să beau o duc, cafea da, la Viena. Nu, nu exista. Iar pentru... dacă l-aveai, nu știu la ce folosea. Fii... Pleca oameni din țară, nu știu, trimiși de partid sau Corect. chestii de astea. Că nu, sau fugeau. Auzeai că am mai fugit unul din țară. Fi? era ca și când astăzi te-ai uitat pe cer, ai vedea că, nu știu, Elon Musk a trimis o mașină pe Marte și bă, eu eu să, știu că nu o să fiu niciodată în această viață un călător în afara globului terestru. Da? Bun. Așa știam eu la 9 ani că nu voi fi niciodată un călător altundeva decât în interiorul țării mele. Conștientizai lucrul da, acesta? Da, conștientizam că... și exact și un fel de... Țin minte, am imaginea asta puternic în minte, cu copilul din mine care vedea avioane pe cer, da. nu la fel de multe ca astăzi, probabil, dar se vedeau dărâle astea de cer, pe cer și visam vreodată, nu să fiu la manșa unui avion, că nu, era ceva imposibil, și să, să, mă uit, da, să fiu măcar să fiu și în aparat, acolo, în, da. să mă uit, cum să o vedea planeta de sus, știind că nu voi trăi niciodată acest lucru. Deci știind că așa ceva nu am cum să trăiesc. Vremea a trecut, s-au schimbat vremurile, uh... slavă, Domnului. slavă Domnului, eu am luat-o către zona asta de uman, limbă străină, literatură, Aveam 30 ceva de ani, vreo 30 de ani, când am avut această revelație a faptului că eu nu m-am făcut pilot în această viață. Și am făcut școala de piloți pentru avioane mici, cu licență de pilot privat. La 32 de ani. Se 32 nevar, nu? de ani, da. La 32 de ani eram oricum cel mai bătrân din curtea școlii. Deci <ră> și instructorii mei erau oameni ca mine, știi? Okay. Da, fine, nu-i ceva ieșit din comun. Sunt oameni care fac aviația asta de hobby, știi? Da. Uh, am început să zbor practic cu orice. Deci literalmente orice avea ca un fel de lice în față și o aripă stângă, una dreaptă, eu puteam să zbor. Deci eram foarte fericit. Uh, am strâns niște ore de zbor, în fine, dar nimic profesionist. Și a început știi? ascensiunea, practic. A început traseul, nu? Clasic. Din nou a fost un moment uh, interesant când trei dintre prietenii mei, mult mai mici decât mie, că 26-27 de ani, s-au rugat de mine să merg cu ei la școala de pilot de linie pentru că aveau nevoie de minim patru să le facă grupă. Nu-i primeau doar trei. Și ai zis, bă, noi nu mai știm pe nimeni altul, hai tu cu noi. Eu eram deputat la vremea aia. Și zic, bă, zic, dar eu am 35 de ani, că pe bune, cum, ce să caut eu la linie? Destinul bătea da. un Nu că o că doar teoria să o faci, că dacă nu începem pe teoria, nu ne mai dau pe noi afară după aia, că tu poți face ce vrei, că teoria e bună șapte ani, în fine. Și am început școala de piloți. Long story short, aveam 38 de ani în ziua primul meu interviu de job din viața asta, și singurul până acum pe care l-am luat. A, așa? Îl consider un parcurs uh, reușit? Îl consideri, uh, cum să zic, ca fiind alegerea corectă pentru tine și pentru felul în care ți s-a așezat viața? Nu știu să răspund la întrebarea asta decât să-ți spun că în fiecare zi în care merg la zbor, eu în care eu sunt fericit. Ok. Indiferent de ori de ora la care am ce că unul mă trezesc la 3.40, dacă ți arătă alarmele mele, te ia plânsul, știi? Nu vorbești uh, cu cineva uh, care face uh, matinalul, uh, <laughs> frate! Exact, bun. Așa, deci, uh, atâta timp cât să merg la zbor, uite, mai devreme vorbeam la telefon, înainte să începem, îmi expiră licența de avioane mici luna asta. Am vorbit că trebuie să mă programez la un examen, să o Am orice licență de orice avion. Deci eu pot să zbor cu avioane de la două locuri la 200 de locuri la fel de bine. Îmi place foarte mult. Mă hrănește asta, mă face fericit. Îmi doresc foarte mult să nu trez ziua în care să nu mă duc fericit la zbor. Da, e încă departe. Dacă îmi permiți o glumă, tu ar trebui să fii în România cel puțin, imaginea reconversiei profesionale. Iată, am trecut prin toate cele da. trei etape. Dar aș vrea să te întreb, Uite, o remarcă, în uh, intervenția de la radio ai avut o stare de spirit și un tonus uh, excepțional, deci starea de spirit super ok. Zine de starea civilă, cum ești uh, pe partea asta? Există, cu cu... bună întrebare. Mulțumesc! Da, îți mulțumesc, <laughs> nu venea venind, asta e așa. Este. Uh, există un downsize, un, o parte ascunsă a acestui succes. Știi, Toată viața mea am fost foarte preocupat de, uh, de viața profesională, am făcut cât de bine am putut în muzică, am făcut de bine am putut în politică, fac cât de bine pot în aviație. Um, și asta a însemnat că am alocat foarte puțin timp, slash energie, slash atenție vieții personale. Um, astfel încât sunt un om uh, single, cred că statistic am supraviețuit unui divorț. Așa. <laughs> ok, e bună. <laughs> uh, și sunt într-un moment uh, bun al vieții mele, pentru că uh, petrec foarte mult timp cu mine însumi am o relație în ce, în ce mai bună cu mine însumi și îmi place în ce, în ce mai mult de mine însumi. Sunt cumva convins că ea este undeva acolo și o să ne întâlnim știu. astăzi, probabil, da. Într-un aeroport. Da, da, poate nu la aeroport, e de aici, la voi. Uite, vreau ceva mai târziu, voiam mai târziu să ating punctul ăsta, dar știi ce se spune despre, despre marinari? și poți tu continua aici, că marinarii ar avea o iubită în fiecare port, piloții, în schimb, Uh, nu știu, dar pot să spun de cântăreți. Așa. <laughs> Poți să spui că face parte din, da, din, trecut. Cred că asta a avut o, un E absurd acum să, să fiu ipocrit, să spun că, nu știu, la 20-30 de ani nu, viața nu a fost bună și generoasă cum e din punctul ăsta de vedere. Cred că plătesc un preț acum pentru asta, faptului că, știi... Accesul a fost o... A fost facil și da. perfecțiunea la îndemână, știi? Asta este, da. Aș fi vrut să te întreb acum, legat de, de devenirea ta, ce consideri că ți-a consumat cel mai mult până la această vârstă de 43 de ani? Ți-ai irosit timp, ai investit timp, ai investit bani? Sau, uh, uite, cum spuneai tu acum, prețul ăsta de a nu, de a nu avea o, o parteneră. Care au fost și sacrificiile? Uite, hai să te întreb mai, mai pe concret în hmm. toată această devenire. Ai spus irosit și... Da, poate nu e cuvântul nu, Uite, asta, da. Ce ai da. cheltuit? Hai să luăm um, așa. Foarte multă energie. Foarte multă energie. Uh, am și noroc, recunosc, pentru că am în continuare aceeași prieteni din clasa 5 -a până acum. Deci eu am niște oameni în viața mea, timpul ne-a dovedit tuturor că vom fi în viața unora, celorlalți, pentru așa, vom fi unii în viața celorlalți pentru toată viața, ceea ce e genial. Sunt prietenii mei de la Brașov, o parte stau la București. Um, dar, Sunt cei da. care te-au însuțit, uh, dăm voie să te completezi, indiferent de da. ramura în care ai activat. Și au fost și ancore foarte bune, pentru că l-am dat ți-o ia capul razna, știi? Okay. Când toată lumea spune domn președinte, domn președinte. Și te spună prietenul ce faci cu ea? Mentalul lucrat, da. Și zici, te-am văzut la televizor, ai fost de căcat. Știi? Primei și genul ăsta. O, sigur, de la ei, da, normal. Așa, sunt Ancore foarte bune. Ce pot să spun este că fiecare proces, fiecare fază, a fost un proces de învățare despre care nu mi-am dat seama atunci. Acum stau mai relaxat, stau cu mai multă distanță față de hartă, știi? Okay. Și uh, văd harta vieții mele într-un fel mai conștient și pot să-mi să învăț lecțiile. Încă învăț lecții de acum 20 de ani. Dar te-a apăsat în vreun fel uh, această permanentă devenire, uh, această permanentă încercare de a deveni uh, cineva în, uh, în, uh, în domenii, hai să zicem, de fapt, chiar diferite. Am ai avut momente în care ai zis, bă, e cu mine, de nu, nu mă regăsesc în nimic, trebuie mereu să. Să încerc altceva. Sau, Pro... din contră, a fost o provocare. Pentru mine, problema nu a fost că mă regăsesc. Pentru mine, modul meu de viață a fost să pun presiune pe mine să fiu foarte bun. Și pe colegii mei. Întotdeauna, întotdeauna, întotdeauna. Problema mea nu a fost, sau scopul meu nu a fost ca noi să fim celebri. Scopul meu a fost ca noi să fim cei mai buni. Scopul meu nu a fost să fiu președinte la tineret. Scopul meu a fost să fiu cel mai bun politician din generația mea. Abia acum, și asta este o chestie fantastică, a adus foarte multă libertate în viața mea. Primii ani de aviație au fost destul de grei pentru mine, mai ales aviația comercială. Totul este super sofisticat, super complicat, proceduri peste proceduri. Puneam foarte multă presiune să fiu cel mai bun, cel mai bun, cel mai bun, cel mai bun. Dar ce să vezi, niciunul dintre noi nu e cel mai bun. Întotdeauna. A fost, o, a fost un moment excepțional pentru mine. Ziua în care eu mi-am spus mie că în fiecare zi voi fi cât de bun pot să fiu. Pas cu pas. Cum? Și sunt zile în care sunt enervant de bun. Sunt zile în care vine mie să mi dau șuturi în fund. Dar asta este. It is what it is. Viața nu este o competiție, nu este o goană. Și uh, ziua în care am început să fiu mai bun și blând cu mine a fost o zi minunată. Spuneai mai devreme de feedbackul pe care îl primești de la, de la prieteni. Uh ce gen de, de om ești, cum, cum asimilezi sau cum, cum filtrezi uh, când lumea îți dă feedback. Uh, muzica voastră nu e prea grozavă, e easy, e popcorn. Uh, ce faci tu la partid nu e ce trebuie sau ești la partidul nepotrivit. Ciuma roșie, da. nu? Uh, acum și ca pilot nu ești extraordinar. Dacă ți-ar spune un coleg, cum, cum reacționezi la, la astfel de replici? Ei bine, au fost perioade în viața mea când aș fi dat o replică de la pleca acasă plângând. Au fost perioade în viața mea când am învățat să tac și okay. să înghit. Și acum sunt într-o perioadă în viața mea în care am înțeles că ceea ce oamenii spun nu este despre mine, este despre ei. <laughs> Incredibil, e o lecție aici. Da. Și atunci, da, îl înțeleg, încerc să-i ofer bunătate, iubire, compasiune, blândețe. Să-i spun că poate are dreptate, dar știu că orice ar spune oricine din jurul nostru, și eu când vorbesc despre altcineva, nu vorbesc despre altcineva, vorbesc despre mine. Ai și vreun regret că nu te-ai pregătit, să zicem, mai devreme, că n-ai urmat studiile corespunzătoare ceva mai devreme pentru a ajunge pilot, sau consider că e în regulă și poate că ăsta e, e cuvântul potrivit, că a fost bine pentru tine că ai trecut și prin faza de muzică și de showbiz și prin faza de, de politică. Am avut ambele trei, evident. Când am început să gust această bucuria zborului, doamne, dar de ce n-am făcut la 16 ani? Că puteam să fac planuri la 16 ani. Dar unde am fost la 17 ani? Dar ce făceam? Știi? Și, pun... again, presiune, presiune. Asta știi? era curiozitatea mea dacă, de exemplu, simți că ai fi putut recupera sau asimila niște cunoștințe ceva mai devreme. Nu și lucrurile s-au așezat exact cum trebuia să se așeze, pentru că uh, în cockpit, la zborul ăsta comercial, Așa. diferența de, cum spun, de skill între cei doi, între comandant și first officer, nu este buriaș. Adică orice first officer este calificat să zboare avionul, exact ca și comandantul, pentru că, doamne frește, comandantul se poate incapacita. Nu știu, ceva banal, ai mâncat ceva prost dimineața și ți-e rău. Și vomiți și sufletul în tine. Nu mai poți să zbori, zboară celălalt. Deci zborul este impecabil, perfect, oricare între ei. Și idei. nu vei ști. Nu, nu. Nu-i că știi, că nu știi. Să deci spun de skill, de handling, da? Rolul unui comandant este să aibă maturitatea să gestioneze zborul. Mi-au spus colegi, instructori, că e foarte bine că am devenit comandant la 43 de ani, cu această experiență a celor două vieți dinainte, pentru că asta se vede. Știi? Nu te-a luat valul, cum Nu m-a luat valul, sunt liniștit, ascult pe colegii mei, îi încurajez. Spun, ne intru într-un interviu că a fi comandant e ca și cum ai fi managerul zborului. Da, adică nu ești, nu e vorba de. sau cel puțin aviația pe care o știu eu. Nu știu aviația de acum 30 de ani, da? Când înțeleg că, nu știu, comandantul nici nu avea voie să intri în cockpit înaintea lui sau first officer care Cărea janta sau uh -huh. prostii Nu există asta. Era o treabă oră. de ierarhie, era mai bossy? Da, cred că da, da. Okay. Uh, acum pur și simplu comandantul este cel care dă tonul și dă starea de spirit a echipajului. În zile noastre, avioanele sunt ultra sofisticate, tehnologia este de partea noastră, totul e perfect, totul e frumos, dacă pot apărea probleme, pot apărea probleme în principal în această uzură umană, pe care o avem toți, știi? Indiferent de job. Am învățat niște concepte în aviație pe care dacă le știam pe vremea când aveam trupa, wow. Să știi, aveam succesul lui Dumnezeu și nu se certa nimeni cu nimeni. Da. Consider, o să te aduc din nou cu discuția la, la muzică. Uh, înainte un detaliu să-l aflăm, avionul pentru voi, pentru piloți, dispune de un, și de un sistem de infotainment, adică tu mai asculți muzică pe durata zborului? Nu, nu. Nu există nu, așa ceva. Nu, Ba, din potrivă, uh, de, la, de când pornim motoarele până la nivel 100. 10.000 de picioare slash 3.300 de Atenția, metri. Atenția trebuie să fie... Uh, nici nu vorbim nu cu altul altceva decât se numește, conceptul se numește steral cockpit, cockpit steril. Okay. Nu vorbim decât chestii legate de avia. Adică nu, dacă îmi spun unul, bă, și ai văzut meciul de aseară și ai zis, Nu există așa ceva. Da, da. Dar nu. colegilor ai apucat să le spui de background-ul tău din show păi, Colegii români mă cam știu. Ok. Colegii străini se mirau. <laughs> știi? și majoritatea, adică, am, din nou am constatat că e povestea asta cu uh, iarba mai verde în curtea vecinului, sau știi? Că mă întreau da, odată cum să te faci pilot când erai deputat, de ce nu te-ai dus ambasador sau ceva? Corect. Legitimă întrebarea. Pentru că ei zborau de la 16 ani și erau sătui de zbor. Uh -huh. Știi? Eu îmi doresc foarte mult să nu fiu sătul de zbor în viața asta. Da, dar uite, întrebarea chiar stă în picioare. Ce se pregătea sau la ce funcție? aspirai în vremea în care funcționai ca politician, erai tânăr social-democrat, chiar liderul TSD, ulterior și parlamentar, ce ți se pregătea? Ce, ce urma pentru tine? Nu, știu. Sau... greu de spus. Eu m-am prins la un dat că Partidul a făcut un deal onest cu mine, în sensul că aveau nevoie de cineva cu chip, cu chip și cu okay. popularitate, mai ales în zona asta de tineret. Nu. Nici nu aveau... Acum, cu Toată prietenia și cu toată aprecierea față de colegii mei. Politica îți rezolvă jumate din uh, situații dacă ai un reprezentant cunoscut. Eram singurul de la tineret care putea merge pe stradă în orice oraș al țării și să fie recunoscut. Deci, au zis, hai să punem pe băiatul ăsta că știe lumea, poate mai aduce niște voturi și asta a fost, știi. Azi ne pot spune dacă ai fost într-o gașcă, adică dacă ai avut spate, ai avut. Uh prieteni Asta puternici. mi s-ar proroșa, că n-am fost nici o gașcă. Păi, da, că tu nici ce gașcă ai fost tu. Păi, niciuna. Eram eu cu gândurile mele. -ai avut, adică n-ai fost protejat în imanui, nici măcar al lui Victor Ponta? Greu în politică să spui că te protejează cineva. Te protejează față de ce? interior Știi? viața avea să dovedească da. că nici măcar pe cei mai da. importanți. Nu, da? plus că Victor, eu am în continuare o relație de prietenie cu el. Uh, viața lui s-a schimbat radical când a devenit prim-ministru. Eu nu îl recunoșteam. Adică el muncea foarte mult, era foarte stresat, era toată ziua acolo la guvern. Nu mai era omul pe care îl știam, era primul ministru. <laughs> Ce să faci? Ce, să sun, bă, nu știu, Dragnea nu susține legea, nici nu răspunde la telefon. Da, știi? Sper să apucăm să discutăm și episodul cu Dragnea. Revenind la, la muzică, să presupunem că astăzi ești după zbor, într-un bar, cu prietenii, da, la un par de bere și vrei să le povestești ceva amuzant din cariera ta, din perioada în care erai cântăreț și cu care toată România. Cu ce ai rămas din, din experiențele astea? Cu ce povești ai rămas? Infinite momente. Infinite și îmi dau seama, noi în continuare avem un grup de WhatsApp foarte activ. Anul trecut, în vacanța de primăvară, am fost la Nicoleta, colega noastră care s-a mutat. Stă în voi în continuare, de... voi Haikiu? Da, da, da. A, da, ok. Da, da, da. Bun. Suntem, uh, Nico s-a mutat în America acum 13 ani. Uh, și la fel, ne bucuram de momentele noastre. Și mi-am dat seama de o chestie foarte importantă. Nu are nicio legătură, dar nicio legătură, modul în care noi am trăit perioada aia și modul în care oamenii ne-au văzut trăind acea perioadă. Deci, toate glumele din... Deci, era, adică, știi nici nu știu ce pare să fac. Noi ne-am dat seama cât de intens am trăit, cât de tare ne-am bucurat. Ce să spun? Vacanțe împreună, Bă, Florin care a căzut prin scenă, nu știu unde, Nico care își dădea SMS-uri pe scenă cu nu știu care. Deci toate prostiile din lumea asta pe care le-am făcut starul, DJ Star, Dan Badea, mai nou, care la un concert n-a mai putut și, și a cerut voie la baie în timpul concertului. <laughs> să știi că pentru da. mine a fost o revelație știi? colaborarea voastră cu Dan Eu n-am știut că el va a scris parte din texte și că a fost atât de apropiat. Foarte talentat. Dar noi eram, noi, eram, noi eram sudați. Deci asta, again, vezi, lumea nu știe că eu vin aici la tine la emisiune, te văd pe tine, văd pe colegii da. tăi. Așa, poate cel mai bun prieten al este producătorul. Okay. Pe care lumea nu-l vede. Dar din planul secundar, astăzi este o celebritate. Da, la... mă bucur în suflet pentru el. El este ceva minunat. El Mergi a... la show-urile lui? De a, merg când am timp. În primii nu puteam să merg că știa în toate glumele pentru că noi am trăit da, toate glumele alea. Te uimește glumelea. evoluția lui nu, în vreun nu, frumel? Nu, 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 starul, deci mi-e greu să spun dar în că noi spunem Staro, starul a, tot, deci pe la grup star, ce faci Starule? Am constatat. Eu noi am, de zile am fost la concerte, în vacanțe, petreceam timp împreună, 100% în această formulă. Nico, Nicoleta Drăgan, da. Florin, starul și cu mine. Noi cum stăteam? în Florin și cu mine stăteam în aceeași cameră, starul stătea cu Nico. Deci noi eram, dormeam împreună, eram sudați, uite așa, uite, de exemplu, am ajuns la Miami în vacanță, ne-am închiriat mașină, uh, mașină de capotabilă, că noi eram niște copii bogați care se plimbau în Miami, știi? Și noi nu ne-am dat seama că nu avem loc de geamantaie, nu e geamantaie, dar de America, știi? Eu conduceam, rolul meu în viața trupei să fiu șofer, am <laughs> băgat, da, bă, <laughs> okay. am, băgat, două geamantare de alea cu chiu cu vai, în portbagaj, unul în port bagaj, de fapt, încă două pe scaunul din față, unul pe scaunul unu pe jos și ăștia trei toți în spate, Nico cu Staru și cu Florin. Doar că Staru avea și un geamantan deasupra lui și nu vedea nimic. Și noi plecând prima oară în viața noastră de la aeroportul din Mami către Miami bici unde evident că am stat, wow, wow, uite ce-mi știu, mamă, dar uite aia și uite Staru de sub bagaj. Pe nu l-a ajutat nici înălțimea. Mirându-se mirându cel mirându la mâna a doua, așa, știi, din poveste. Deci sunt infinite momente în ăsta trei, pentru că literalmente pentru noi viața a fost o bucurie, o vacanță. Deci, Atât de strâns a fost relația și cu Dana? Cu Dana n-a fost o, o relație de strânsă. Cu Dana a fost o relație mai degrabă profesională. Uh, Dana e un om extraordinar, mi-e dor de ea, uh, dar nu am reușit să ne conectăm la nivelul ăsta, să mergem în vacanță împreună. Da, a fost parte din trupă și Da, și cu Dana am început. Toată lumea, dacă spui de trupa IQ, o vede pe Dana Nălbaru. Dar nu deci, parte cu... din gașcă. Sau dar uite, și muzical, cu Dana am avut melodiile cele mai frumoase în stil romantic. Un minut, doar de tine, doar de noi, au fost melodiile de succes cu Dana. Soare, Una dintre cele mai frumoase, ultimul nostru cântec soare, este un cântec genial, cu Dana. Cu Nico am avut melodiile săltărețe, vesele. Razna, gașca mea, bună dimineața, te iubesc. Uh. Poate că asta a fost și vibe-ul trupei, știi? Uite, am o întrebare, o curiozitate. Ați cântat ce se cerea sau ați cântat uh, ce vă reprezenta pe voi? Adică ce... am Ce-a ce ieșit de vreo... am din am trupa Haikyuu? Încerc... Am încercat de vreo două ori să cântăm ce se cere și nu ne -a ieșit deloc. Ok. Nu da. mai știu, țin minte de invidiam pe voltaj că făceau toate imnurile astea <laughs> cu ziua națională, cu echipa de fotbal, da. cu, știi... Uh, trei sud cu ziua ta știi, deci erau, că na te gândeai, alții făceau cu nunta vieții, știi, bă, toți știu să, tar... să se nișeze, știi, că dacă faci melodie cu e ziua ta e ziua lui pac, e da. faci melodie hai sus. cu hai sus, hai, știi <coughs> da, bun. niciodată nu i am încercat să facem și noi astfel de imnuri targetate, nu ne ați lovit-o și voi, în schimb, cu gașca mea, nu? cu orice, astăzi ce consider că e... Uh, piesa emblematică Haikyuu? mie, mi-e foarte greu să spun. Pentru că eu îți spun astăzi, toate mele, to îți fac un playlist random, încă știu. Așa. Și tu știi, nu că știi toate piesele. Ia să vedem. Știi vers cu vers. Ia începeam să vedem. cu Bună dimineața, te iubesc. Da. O difuzam la radio da, local. Da. Bună dimineața, te văd. iubesc. Ok. Uh, după care începeam cu alea lente. Un minut doar de tine, doar de noi. Nu se putea. Deci la un minut. Acum un minut zile noastre are hiper succes. O cântă o fată, a făcut cover după ea. Da, corect. Așa, doar Mișa de tine, amilu. doar de noi. Da. Așa, Mișa Miller. Deci începeam super sus, super sus, după care lăsam un pic mai jos, dar tot cu hituri. După care, mai pe, mai pe corazon așa, poveste fără nume și tu ești dragostea mea. Lumea mea e vrăjită de tine, inima a este cea mai difuzată piesă noastră. Incredibil. Da, și fizica. tu ești dragostea mea. Te iubesc, da, da, tu ești dragostea mea, doar a mea. După care începeam cu rocul, începeam cu dă muzica mai tare, cu totul va fi bine, primul da. nostru cântec, totul va fi bine, și terminam în extazul lui Mergeți Dumnezeu. Mergeți mai spre 5 așa acum. Da, și mergeam în extazul lui Dumnezeu cu trei sau patru, de nu să teacăm așa pe oameni. Uh, erau așa, uh, Razna, ta-na-na-na, da, suntem Razna, făcusem un cover după Gloria Gaynor, I Will Survive, i-am spus la-la-la, era <laughs> foarte bun de concert, și gașca mea. Și literalmente puteam să cânt gașca mea 40 de minute, nu se supăra nimeni, nu-și dea nimeni seama. Ți s-a mai întâmplat să ajungi la o petrecere sau, uite, de ce nu, chiar la o nuntă și să auzi piesele Da, cube. mereu, mereu. Era confirmarea că da, ăsta este succesul? Dacă se cântă piesa Dacă la o petrecere? Pe mine e confirmarea că piesa a intrat în folclor. Deci, literalmente, este folclor. Gașca mea, astăzi, este folclor Corect. urban, nu știu cum să-i spun. E adevărat. Este o piesă din 2001. <laughs> Suntem bătrâni amândoi. Nu, pardon, nu, un minut, cred că e din 2000, 2000 gașca mea e din 2004. E o piesă de 20 de ani, care astăzi o cântăm. Am colegi, evident, mult mai tineri decât mine, colegii mei de la, de la job, care se duc la toate petrecerile astea, nostalgia, memoria, whatever, cum se numesc da. astea, și eu mă trezesc, că eu dorm noaptea ca un om responsabil ce sunt, și mă trezesc dimineața cu whatsapp plin de video cu ăștia uite piesele tale. Dar tu ești nostalgia. Eu sunt nostalgia, <laughs> mai, da, exact. Uh, mai am o întrebare, puțină lume știe că muzica v-a propulsat și către zona asta de TV, uh, mi-aduc aminte ați fost prezentatorii erați în tinerețea mea, cred că peste tot, la munte, la mare, uh, ba chiar cred că vă și invidiam la un moment dat de viața pe care o duceați. Astăzi impresia mea că prezentatorii de, de show-uri TV sunt și mai importanți, probabil și mai bine plătiți, dar clar în lumina reflectoarelor, ai vreun pic de, de, ciudă, de, eu știu, de supărare că nu ai prins vremurile de astăzi, care par ceva mai favorabile oh. prezentatorului de, de, TV din zona asta de entertainment? Nu mă pricep la fotbal, dar știi cu cât a fost transferat Gică Hagi la Real Madrid? Cu foarte puțin bani față de Cred că 2 milioane pe acolo. Nu opa, mă pricep da. deloc. Am văzut la un dat comparația și astăzi cred că un băiat ăsta care joacă fotbal în Liga 1 se transfera de la Steaua la Dinamo și m găsit echipe. Nu mă pricep deloc la fotbal. Da? Care e valoarea logică Hagi? Uriaș. Nu există. N -am, primul nostru contract, ați expirat de mult, am voie să zic, primul nostru contract de prezentator la televiziune a fost de 250 de dolari. Eu lucram la o firmă în Brașov, aveam salariu mai mare. Și i-am spus lui Florin, băi, eu zic să mergem, oamenii ăștia n-au bani, dar asta e, măcar ei ajută și noi cu ce putem. Măcar da. suntem în treabă, cum să zice. Da, da, da. Nu, este o chestie, nu suntem, că adică nu aș putea spune că suntem oameni bogați, nu spun că, suntem, că avem grijă a zilei de mâine, dar pentru noi, ca filozofie, n-a fost niciodată cum să facem bani. Dar l-ați făcut. Nu? Asta e o întrebare nu mă care trebuie să, da, nu trebuie mă a fi pusă într-o discuție în perioada în care ați cântat și ați prezentat, ați făcut Sigur, și bani, nu? Da Dar e foarte greu să, să spui că ei în modul succesul de atunci, cu ce însemna succesul nostru în muzică, succesul nostru la televiziune, îl transpui acum, și zici, uau, wow, câți bani ai făcut acum. Dar poate nu mai făceam succesul ăla. Noi aveam. Uh, tu faci uh, radio, și știi, și televiziune, noi aveam un contract. Să facem audiență, 22 de puncte de audiență, de rating, nu de share. Da, bine, erau și alte vremuri, se consuma TV foarte no mult. Minutul nostru de aur la TV Așa? a fost 51% share, 30 ceva rating. Deci, wow. ca să traducem Presimule. pentru oamenii care uh, urmăresc podcastul tău, însemna că mai mult de jumătate din oamenii care se uitau în acel moment la televizor, și mai mult de o treime cu tot dintre toți oamenii cu televizoare acasă se uitau la noi, niște copii de 21 de ani. Și ce, resimțeai mai degrabă presiunea faptul că trebuie să faci aceste puncte de rating sau te bucurai mai degrabă de beneficiile și de incamul pe care îl avei pentru nu, că făceai? Nu, nu, nu făceam așa, rating. așa mulți bani. Nu făceam așa mulți bani. Îți spun, deci salariul nostru, prima lună a fost 250 de dolari, că erau dolari, nu era extra, euro pe vremeaia. După aia a fost mărit la 1000 de dolari pe lună, fiecăruia, în anul 2000. Dar dacă te uitai la salariul mediu pe economie, doamne, era de 5 ori, mai era ceva salariul mediu pe economie, era 200 de dolari sau ceva genul ăsta. Bine, te întreb altfel. Știi că se folosește în presa de la noi? Poate în exces cuvântul vedetă. Da. Dar pentru voi, adică voi chiar purtați etichetele astea, vedetele de la da. Haikyuu, vedeta Mihai Storzu, simțeai în acele vremuri că ești o vedetă și în buzunar? Nu, nu, dar n-am simțit niciodată. Mi-am luat o mașină, țin minte, mi-am luat o mașină, ok, un Audi A6, uh, și mai mi-am acertat. Și a zis că eu nu am să-mi iau, o, nu am cum să-mi cumpăr o mașină pe care profesorii mei nu și-o permit. Punct. Și gata. Și ai vândut-o? Sau... Cum s-a încheiat S-a stricat. Nu, n-a fost ceartă. Dar nu, m-a certat. m acertat. zis, vindeți mașina. Mi-a zis, Mama, mă, mă, nu-i normal. Ce mai diluat un pic din entuziasm. Nu, no, asta e. 21 de ani, sigur că îți cumperi mașini. Acum am o mașină de 10 ani și o mai țin încă 20 de ani. N-am niciun stres. Te-ai maturizat? Ce să mă... Hai. <laughs> da. Incredibil. Uite, am selectat pentru discuția noastră un, un pasaj dintr-un interviu de-al tău. Tu spui așa, am învățat foarte multe, nimic nu este la întâmplare, te referi cel mai probabil la cariera de pilot, totul este pe bază de școală, nu de talent, sigur că are și poezia ei și hai să vorbim un pic despre poezia meseriei de, de pilot. Ce înseamnă? Care e partea romantică? O să spun așa clișeu, natura. Deci, spectacolul naturii din cockpit este ceva ce eu îmi doresc să trăiesc toată viața. Zilele trecute am văzut un răsărit de lună absolut fabulos. Când zbor către est și răsare luna în fața ta, nici nu ai timp să le sunt pe colega din spate să-i dacă vreți să vedeți un răsărit de lună fabulos, haideți acum în cockpit, pentru că noi zburăm către ea cu aproape 1000 de km la oră, pământul se mișcă și el, și în 15 minute de la o dâră așa de lună undeva la orizont este deasupra ta în toată splendoare. E ceva minunat. Asta este fix poezie. Și mai este poezie zborul ăsta în iarbă. Eu zbor în continuare avioane foarte mici, zbor la clinceni aici, la doi pași, Uh, e foarte frumos. Te duci, uite, nu știu, o, să zicem că mergem la, la Iași, da? Și vezi un lac sub tine. Sigur, faci un viraj, cobori deasupra lui, uite un lac, uite ce frumos. Și, ce... Asta mi se pare mie o poezie a libertății, dacă vrei. E ceva minunat. Mai simt asta pe. Nu mai dau cu motocicleta, acum pe scooter. Uh, asta îmi place foarte mult. Dar ca să ajungi acolo, nu există o procedură sau un sistem. Al avionului respectiv, despre care tu să nu știi exact ce faci sau ce se întâmplă. Deci, până la poezie e foarte mult. E școală. foarte multă școală până la poezie. Nu, nu poți să vezi poezia dacă nu, dacă ești un spectator al avionului tău. A fost grea pregătirea pentru, foarte pentru grea. a ajunge la nivelul ăsta în care să-ți poți permite să zbori de la avioane mici până la avioane de linie? A fost foarte grea, mai ales în cazul meu, pentru că m-am apucat târziu de aviație. Adică aviația are și partea asta teoretică, are și partea de skill, de îndemânare, să zbori avionul, și partea de, noi spunem CRM, știu că în marketing, management înseamnă altceva, la noi înseamnă crew resource management. Când încep să zbori avioane mici, mai puține proceduri, zero CRM, zboară avionul, bă băiatul, pune-l să se învârtă rulmentul la iarbă, știi? Ok. După care treci la avioane mari, avioane mai sofisticate, sisteme, proceduri, nu ne așezăm în scaun oricum, nu pornim avionul oricum, totul are o rost lui. Opa, CRM, avionul să-l pui la rulment, dar nu scrie niciun manual. Știi? Da, hai să, să un mit. Tu ești dovada Zim. vie că nu trebuie să fii neapărat un om pe calapodul unui profil real, da? mai ales pentru cei care ne urmăresc și sunt probabil acum la liceu. Deci tu ai zis că ai făcut uh, litere, jurnalism, dar uh, în capul meu e că dacă vrei să pilotezi un avion, trebuie să știi mai degrabă matematică, fizică, trebuie. știu, meteorologie. Te rupe meteorologia. Este super grea. Uh, Cum te-ai descurcat cu materiile astea? Foarte are... greu. Foarte greu. Mie mi-a fost greu, recunosc. Eu am fost un om care s-a apucat de aviație comercială la 35 de ani. Deschideam manuale și le închideam <laughs> două secunde mai târziu. Că nu înțeleg. Eu înțeleg limba engleză, că am făcut, că totul e în engleză. Dar nu Vorbea cartea cu mine și eu nu știam ce vrea de la mine M-am dus la cursuri, am învățat Asta a fost și motivul pentru care Mentorul meu, care era Unul dintre instructorii noștri M-a și încurajat să Să aplic la aceeași companie la care zbora și el Și încă zboară, suntem colegi acum că Mi-e -mi place că tu înveți uh -huh. Adică, dar eu aveam Eu aveam știam cum să învăț de la școală. Că am Dar ai resimțit scoală. că nu aveai o înclinație nativă către partea asta reală? Aveam. Uh, Sau o aveai? Ave aveam. Era deși... ascuns. Nu ascunsă. Norocul așa cu umbra lui taică vocea lui taică care m-a urmărit, că ai bă, tu ai cap de inginer, știi? nu, uh, pe mine mă încurcă fizica. Nu mă încurcă matematica. Am preferat să fiu limbi, străină. străine. Dar când a trebuit să învăț despre zborul subsonic, transonic, hip, supersonic, hipersonic și ce se întâmplă în unda de șoc cu temperatura, cu presiunea aerului, Doamne, să ferească Dumnezeu. Și pe azi examen în toate astea. și ceva îngrozitor. Asta este. Știi, de multe ori întrebam profesorii, doamne, noi nu vom zbura supersonic niciodată. Eu știu, avionul, orice avion voi zbura în viața asta, nu voi zbura supersonic. Ce da, mă, da, așa ai selectăm și noi pe care să fac piloții. Okay. Și trebuie să înveți. Da. Uite, am o întrebare de la băiatul meu, el are 8 ani, Uh, a spus recent și într-un interviu pe care l-au luat colegii mei că el vrea să se facă pilot și l-am anunțat, frumos. zic că vezi că o să fac un interviu cu cineva care e pilot. Uh, I-am zis că ești pe Airbus și m-a întrebat dacă ai zburat vreodată cu 380, nu știu dacă neapărat dacă l-ai... Doar, Doar pasager. Doar pasager, da. Uh, în aviație eu am o licență de pilot, generică. Cu care am voie să zbor orice tip de avion comercial din lumea asta, dar pentru fiecare tip în parte trebuie să faci o calificare pe tipul respectiv. Eu am acum calificare pentru Airbus A320 și întreaga familie, 318, 19, 20, 21. Dacă vreodată mă gândesc să mă duc la o companie care zboară alt tip de avion, Airbus A380, voi avea licența mea, dar trebuie să fac calificarea pentru tipul respectiv de avion. O altă calificare, da. Ne poți da un ordin de mărime cât a cheltuit Mihai Sturzu ca să ajungă pilot, adică știi din contul tău cam ce sumă a dispărut exclusiv pentru. era să zic capriciu, dar -a, a. deloc nu e un capriciu. E imposibil de spus, pentru că uh, am plătit fiecare dată, am plătit modular. Sau trebuie să-ți faci și astfel de calcule, Ai, e, cred că e mai just așa. Eu nu mi-am făcut. Știi de ce? Pentru că m-au păcălit băieția 3. Ei mi-au spus, vino o să faci teoria, care era 5.000 de euro și e bună șapte ani. Și am zis, bă, eu, poți să plătesc 5.000 de euro pentru ceva ce va fi bun 7 ani, știi? Și după aia fiecare modul. Unul mai costa 1400 de euro, dar plăteam peste 3 luni. Altul nu știu cât, știi? Uh, la fel, eu am avut ore acumulate, ore de zbor, pe care le zburasem cu temir, ce avioane. Pe care le închiriam cu prieteni. Costa, nu știu, 120 de euro. Sau găseam și costă de euro să închiriem avion, știi? Și te întrebam pe tine, bă, bă, ne vrei să ne dăm cu avionul? Da. Păi, și tu 50 de euro, pun și eu 50, și ne dăm cu avionul? Da. Și în felul ăsta îți făceai orele. Da, și la mine a durat foarte mult procesul ăsta. La mine a durat procesul greșit de la 32 de ani la 38, 6 ani. Eu mi-aș dori, de, de la, de la punctul -a, ăsta, s -a -s -a. să dăm aripi sau din contră, să aducem cu picioarele pe pământ uh, oamenii obișnuiți care nu. Astăzi există soluții mult mai ieftine. Există okay. soluții mult mai ieftine. Încurajez pe oamenii eu am scris. Deci nu, nu trebuie să fii bogat ca să ai un nu, astfel de traseu. nu? nu. Uh, am și scris o postare. Descriu rar pe Facebook, dar o postare foarte lungă a mea, încurajez pe toți ascultătorii tăi care vor să facă, în care am făcut și un fel de trece în revista a școlilor din România, din străinătate și cam care sunt costurile. Astăzi să te apuci de la zero la licența care se numește ATPL, Airline Transport Pilot License, cu care zbor la linie, costă undeva în jur de 40 50000 de de euro, depinde pe unde o faci. Dar sunt și școli ale unor companii, cum este compania la care zbor eu, care te încurajează să fii pilot și poți să începi cu 13-14.000 de euro și îți finanțează restul școlii, urmând să-ți deducă din salariu odată ce începi să zbori. Important e deci să, să ai această dorință, da, căi... Dar eu recomand tuturor: dacă cineva se gândește că se face pilot ca să facă bani, are dreptate, nu o ducem rău, dar se va chinui. Dacă se face pilot pentru că iubește zborul, și ca un extra bonus e că face și niște bani, dar este în sufletul lui pregătit să spună Păi mă duc la zbor gratis Dacă răspunsul este da, se facă pilot Vorbeai mai devreme de, de tatăl tău Care îți spunea că ai un cap de inginer uh, Și eu aș avea această curiozitate la tine cine te, -a, cine te trăgea de mânecă? Cine îți spunea Vezi că e periculos Vezi că nu faceți bine Și cine îți, îți, îți sufla în aripi? Cine uh, te-a împins întotdeauna Să-ți să urmezi visul? Care a fost raportul de, de forțe? Acum, stând mai mult timp cu mine însumi, am avut noroc de niște părinți care nu mi-au spus nu faci aia pentru că te ars, nu faci aia pentru că o să cazi, nu faci aia că te lovești. Acum înțeleg oameni, adulții, ca mine, ca tine, dar oamenii care spun, băi, mi-e e frică să merg cu bicicleta, mi-e e frică să not, mi-e frică să zbor, sunt niște copii care au crescut cu toată grija și iubirea unor părinți care le-au insuflat prin aceste gesturi câinele mușcă, pisica zgărie, acoperișul înalt, apa rece, faptul că mediul nu este safe. Că este unsafe out there și atunci trăiesc cu frici. Eu am avut șansa unor părinți care nu mi-au spus acest lucru despre mediu. Niciodată? Eu, constat la mine. Ok. Eu am, eu am, am și eu pe mele, nu să astea. Din punctul meu de vedere, nu este periculos nimic. Am încredere că având un minim de self-awareness și, nu știu, așa, grijă de mine, pot să încep să fac cursuri de scuba, pot să fac licență de motocicletă, de pilot, pot să mă urc pe munți, pot să not în mări, m-aș duce să mă scufund, cu... Nu e un teribilism, este o încredere că mediul nu este periculos. Și n-ai avut, adică în toată ascensiunea ta, nicio discuție contondentă. Mihai, nu-mi place cum te îmbraci. Mihai, nu... ce cauți tu la avioanele astea, poate cade vreunul. Uh, am avut, am avut uh, uh, legat de muzică. Okay. Uh, părinții noștri și, și Florin se cunosc au lucrat împreună. Taichim nu a fost deloc de acord cu povestea asta cu muzica. Țin minte, un telefon celebru între el și bebe, tatălui Florin, că zis, bebe, eu nu l-am făcut pe mine, hai să facă lăutar. <laughs> Ce asta le e? facem noi da, exact. cu acestea? Okay. Am făcut cam pe ascuns la început treaba asta cu muzica. Bun. Părinții noștri au devenit fanii noștri la un moment au, N-au fost suportul la necondiționat, bravo copii, faceți-vă cântăreți. Florin intrase la facultate la informatică, eu la litere. Mai că, na, părinții noștri voiau niște un, niște drumuri în viață mai serioase totuși, I-am luat prin surprindere cu muzica, după aia s-au bucurat de succes și ne-au susținut și au devenit fanii noștri. Da, și faptul că noi n-am luat o razna, că nu, niciodată nu ne-a găsit cineva beți, drogați pe marginea drumului, ceea ce a fost ok. Da, erați băieții buni și curați. Din... Da, da, și care nu trezeau la concerte? Again, <laughs> presiune. <ne>? da, da. <laughs> uh, și ulterior, în politică, ceva, debate-uri clasicele? Nu, Mama avea o grijă, asta a fost, am fost în politică într-o perioadă, nu mai știu ce e acum, dar era o perioadă foarte turbă în care toată ziua auziam numai Nu era ceva îngrozitor, se arătau ca nebunii, și am văzut, am văzut, plecam de acasă de la Brașov, în maică mea această grijă, și mamă, să ai și tu grijă cu cine vorbești acolo, pe la București, că uite, pe toți oamenii ăștia la televizor, știi, uh -huh fost dureros pentru mine să duc chestia asta, că e mai mea. Mă, Îți ști... monitoriza uh, discursurile, prestațiile se bucurau, din online. Se bucurau când mă vedeau la televizor. Dar nu știu, că mă uită. Spunea, dar că nu, ai fost int la nu intrau nu pe spus. Facebook, cum mai știu eu cazuri să... Să te apere, dar de ce no, și cu Nu, 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 nu. și obișnuit, că eram la televizor de la 19 ani, în politică am zis la 30, era mai mea tăbăcită, săraca, adică pe bune. Sora mea, care nu nimic, e sora mea, da, nu-i persoană publică, nu-i a apărut, avea 16 ani, că ea așa dezvoltă, făcea plajă topless, a apărut pe revista, pe coperta unei reviste, în brațele lui Florin, noi fiind familii, fiind așa, da. și eu cu Florin, cu sormea, cu frații lui, la o piscină, la mare, când noi aveam emisiuni. Și a apărut sormea topless minor. Da, ce crezi că s-a obosit cineva măcar să trimită o scrisoare revistei respective? Lasă-mă, scris voi să întorci. <gătă -mă> cum, cum a fost uh, relația asta cu, cu, presa? Ați simțit că va, va nedreptăți vreodată pe parcursul carierei? Adică ai avut vreodată meciuri, tu fiind cu pregătire de, de jurnalist? Nu meciuri, dar mi s-a părut că degeaba am făcut facultatea. Adică rare ori am avut șansa să particip la uh, întâlniri cu jurnaliști în care să văd așa o linie roșie a unor principii jurnalistice pe care le-am învățat la școală. Dar asta e, înțeleg lumea în care trăim, înțeleg audiența, și noi am făcut emisiuni pentru audiență, e te izoarerezi, știi? Am înțeles. Uh, dar nu, cine sunt eu să judec pe cineva. Fiecare își face treaba cum poate, știi? Uite, ne apropiem de finalul discuției, am uh, câteva întrebări așa mai, mai easy, am de și rog. un joc care se cheamă oracol. Uh, Mi-ar plăcea să vorbim, să-mi să numești câteva locuri mișto în care ai ajuns. Oh, Pentru că, că dacă niciun pilot nu am. Turks ajunge. and Caicos, dar nu am fost ca pilot. Am fost în vacanță cu Nico, cu Floren și cu Staru. Niște copii. Uite, acolo m-aș retrage în Turks and Caicos. M-aș lua un avion din ăla vechi, un Cessna din 1977. Așa. Și aș plimba turist cu avionul ziua și seara aș bibila Pentru cine da. nu știe cu geografia, Este Caraibe. În Caraibe. În Caraibe nici nu vezi pe hartă. sunt niște insule în Caraibe. Mihai Sturzu, pensionar. În Turks Caicos. Special. Da. Oare? Special? Nu cred că mai prindem nimic special. Dar o pensie bună va avea, nu ca, ca pilot. Pe contributivitate <laughs> cred că da, nu știu să zic. Ok, Mihai Sturzu se enervează foarte tare. Când? Nu mă mai enervez. Mă enervam din orice, nu mă mai enervez aproape din nimic. O fi bine? Eu știu, poate trăiesc 200 de ani, aflăm. <laughs> uh, cel mai recent, m-am bucurat... Am înțeles Mambo... M-am de de bucurat azi dimineață, am pur și simplu, am auzit o melodie, eu mă bucur de la lucruri de așa mai nimic și m-am bucurat să vin aici la voi. Locul ăsta are o energie bună pentru mine și chiar m-am bucurat să, să primesc invitația voastră. Și totuși am un regret, acela că... Mama, ce greu ți-am dat! Nu mi-ai dat greu, dar nu pot să zic. De ce? Că și... Yeah. Doamna, e publică Aha, să zic, Nu, 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 nu. Hai, cum mai cred că. Am stat de vorbă 50 de minute t -o t -o ca să facem o știre. Să oprește și ție emisiunea aici la Digi și. Da. Păi, fără da, nume, da, uite, da, hai da. să ne apropiem. De... Nu, există, de că... o, există o poveste în viața mea. Sentimentală. Da, absolut fabuloasă, ceva out of this planet. Ok. Pe care n-am știut să o gestionez. Să gestionez, da. Și acolo există și partea de regret. Da, da, da. Uite, mă emoționat acum, când ți spun, da. Adică se putea să se ajungă la Se un putea cuplu? orice. E infinit. Deci se putea... Știi când vine... Când te uiți la Interstellar, știi filmul Interstellar? De acum. Perfect. A, iubirea aia a fost. Ce a fost iubirea aia, a venit și eu am trăit-o și n-am știut că o trăiesc. Și nu s-a întâmplat. De aici regret. <laughs> da. Hai că ceva <laughs> am scos. Nu avem numele. <laughs> o să, uite, jurnaliștii de investigație să preia mai departe da, și da, să da, vedem da. cu cine a avut, nu e, cu că... cine a trăit Mihai E absolut normal, mișto, tot în regulă. Dar mai e loc? Mai e... Sau timp? Aflăm imediat. Am înțeles. Oracle pentru Mihai Sturzu. Sushi sau sarmale? Sushi. Pârtie sau plajă? Plajă, deși sunt la Brașov. Păi plajă asta. E plajă, da. Ești mai degrabă, chiar am această curiozitate, ești mai degrabă bucureștean sau brașovean? De vreo 2 ani am petrecut mai mult timp la București decât la Brașov. M-am mutat când aveam 20 de ani și am 43. Deci de 23 de ani stau la București. Și atent că urmează întrebare tendențioasă, dar e oracol, nu e vina mea. Da. La ce ai rezista mai ușor? La 3 ore de muzică high sau la 15 minute de discurs ale politicianului Sturzu? <laughs> Știi când vorba aia că poți po po să rezist la orice mai puțin la tentații? <laughs> da, uite, dacă ar trebui să îți pui 3 ore de muzică high da, sau 15, așa, o, 15 minute da, -am de discurs. Aș la discursurile mele și aș pune pe fundal high Aș fi foarte liniștit. Uh, în paranteză, apropo de discurs, când uh, s-a consumat acel episod da. uh, cu Dragnea, da, ai avut tu ceva de reproșat chiar liderului partidului. Ai făcut-o pentru a ieși în evidență sau era ceva ce chiar simțeai și. Păi, eram pe scenă la microfonul Congresului. Deja eram în evidență. Erau lucrurile importante pe care am considerat că e nevoie să le spun. Știai că pot urma și consecințe? și Îți asumi când cântei de masculul alfa al grupului, sigur că da, te aștepți să fie restul din jurul lui mai atenți. Dar a fost ok. Ți se pare așa că e într-un fel echitabil că astăzi există pilotul, comandantul de aeronavă, Mihai Sturzu și bucătarul de online? Eu nu mai știu absolut nimic și, în general, nu mă compar pe mine cu nimeni și pe nimeni cu nimeni. Fiecare are viața lui. Ce bine a ieșit din, din povestea asta. Uh, întrebare din Oracol, din muzica românească de astăzi. Îmi place de. Tu care cântă un minut. Zici tu cum o cheamă. Că eu știu numele din buletin ca să nu contractul cu ea, Nu știm. Mișa Miller. Ca să-i acorzi drepturile. Da, îmi, place, îmi place de Mișa Miller, da, uite. Îți place. Dar dacă astăzi am plecat împreună, am luat avionul și ar trebui să mergem la un concert oriunde în lumea da. asta, la ce concert am merge împreună. Vrei varianta aia spooky sau una mai normală? Nu <gântu -i> <gântu -i> știu, dăm varianta <gântu -i> care să... Mă duce la Elvis la concert. Da? Stic, avion, concert cu Elvis, ah, na, really. Bine. Uh, îmi place Robbie Williams foarte mult. M-aș duce la Robbie Williams și chiar îți recomand să-l să vezi poate chiar pe extern pentru că în România înțeleg că nu mai ajunge am fost acum câțiva ani când a fost foarte mult mai plăcut asta este finalul discuției noastre uh, mai avem o întrebare, dacă știi bancuri cu piloți, eu m-am și pregătit un pic m-am documentat da. putem să facem așa Fere un rog, schimb de, 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 gratisă, de da, bancuri? Me, da. cum recunoști un pilot într-o mulțime? Spunem, nu, nu știu să-l recunoști, vine singur să-l spună oh! <laughs> Se potrivește. <laughs> Ce se potrivește? Hai. Și da. mai, e, mai e celebru banc. Mi l-a și da. repovestit cineva în parc chiar zilele astea. Uh, pasagerii sunt anunțați de, da. de pilot. Uh, avem o defecțiune. Cel mai probabil vom încerca o amerizare. Nu vă temeți. S-a mai întâmplat lucrul ăsta. Știm să facem procedura. E o problemă, însă, acolo unde vom ateriza sunt rechini și cineva scoate o alifie și începe să se ungă peste tot cu alifia. Ceilalți pasageri sunt consternați. Bine, domne, murim noi aici, ne facem rugăciunile, doar tu te, te dai cu, cu Pe păi da, n-ați auzit că sunt rechini? Păi Pe și asta e împotriva rechinilor? Mm, așa, așa, așa. Păi și cum, nu te mai mănâncă dacă îți dai cu alifie? Ba da, dacă o scârbă... <laughs> Excelent. Da, mulțumesc. mulțumesc. mai am și eu încă. Te rog. Care e diferența între un pilot și Dumnezeu? Spune -mi. Dumnezeu nu se crede pilot. Mulțumesc, mulțumesc. Mihai Sturzu. Da, a, fost a fost o plăcere. plăcere. Mersi mult, Bogdan. Extra Matinal, un podcast DGFM cu Bogdan Ciuclaru. Ca să știi...